Bună și bine v-am găsit la un nou clip. În acest clip vă voi arăta cum îmi realizez eu propriul lac de unghii. Pentru că nu tot timpul ai aceeași nuanță acasă cu îmbrăcămintea cu care te îmbraci, cel mai simplu este o paletă de machiaj cu toate culorile, un lac de unghii transparent. Am folosit o spatulă cu care să amestec, să răzuiesc farturile. Un borcanel mic, dar capacul de la borcanel l-am folosit pentru că am folosit doar nuanțe puține, diferite nuanțe de culori și o acetonă pentru a șterge resturi de lac de lângă unghie. Iar pentru a realiza acest lac voi alege o nuanță, acesta, movul acesta de aici, acest mov. Nu se vede atât de bine, dar e mov deschis. Și voi răzui în acest capac. Numai că nu mi-e chiar la îndemână așa. Să nu cadă altă culoare mie. Și îl voi pune aici și voi răzui. Încet. Și ca să fie mai deschis, voi alege mai o nuanță de alb, un fel de alb, nu e alb, e un galben. Și acum voi amesteca totul împreună. Și acum voi adăuga puțin lac. Și voi amesteca bine să se împreuneze toate. Și se vede, s-a dizolvat bine. Acum voi aplica pe unghii. Și se vede, a ieșit. Am aplicat pe deget, așa puteți să faceți și cu resturi ce culoare doriți. Așa că n-am făcut mult larg pentru că am vrut să văd ce culoare dacă îmi place. Și așa arată rezultatul final. Sper că v-a plăcut acest clip. Până data viitoare, numai bine, vă doresc pace, sănătate, v-am pa, pa, pa!